Probele scrise de la evaluarea națională 2022 s-au încheiat pe data de 17 iunie, iar în urma corectării lucrărilor la limba și literatura română, profesorii au dezvăluit ce perle au întâlnit în lucrările elevilor. Astfel a fost descoperită o frază cu totul deosebită. A doua zi de dimineață o vițică lingea cu patos stălpile tatălui meu, abia sosit de la crâșmă. Proba scrisă la limba și literatura română din cadrul evaluării naționale 2022 este cea care îi provoacă pe elevi să dea frâu liber imaginației și să fie cât mai creativi. Din dorința de a aduce un plus de originalitate lucrărilor, absolvenții de liceu ajung să facă tot felul de gafe, astfel că în lucrările lor profesorii întâlnesc mai tot timpul perle care stârnesc râsul. Conform site-ului Canal D, după ce au corectat lucrările la limba română la evaluarea națională 2022, profesorii din Vaslui au dezvoluit câteva perle pe care le-au întâlnit. Aceștia au evaluat lucrările elevilor din Buzău și se pare că subiectul în care elevilor li s-a cerut să povestească o întâmplare frumoasă din vacanță l-a dat de furca anumitor absolvenții de gimnaziu. Unul dintre profesori a dezvoluit o formulare care a atras atenția și care, evident, l-a făcut să zâmbească. A doua zi dimineața, o vițică lingea cu cupat o tatălui meu, abia sosit de la crâșmă, a scris un elev de clasa 8 -a în compunere potrivit vremea 9.0. O altă frază mai puțin obișnuită este este și până și o broască se uita la noi și zâmbea. Pe lângă formulările care au stârnit hohote de râs, elevii de clasa 8 -a au făcut și o serie de asocieri nepotrivite. Pe lista perlelor de la Evaluarea Națională 2022 se află și răspunsul unui elev care a asociat textul Toate pânzele sus cu amintiri din copilărie, dar și comparația pe care un elev a făcut-o între textul Toate pânzele sus și filmul Pirații din Caraibe. Pe lângă perlele din compuneri, profesorii evaluatori au mai putut observa că elevii au folosit în redactarea lucrărilor tot fel de formulări potrivite mai degrabă pentru mediul online au fost elevi care au folosit prescurtări ca foarte fain sau pentru un fenomen din ce în ce mai des întâlnit în ultimii ani.